Ideea ambalajului și a etichetei i-a venit Clujanului Dan Vondar când lucra la un proiect de cercetare în străinătate. Acesta urmărea dezvoltarea unor ambalaje inteligente și bioactive. Pornind de la cunoștințele pe care le-am însușit în perioada respectivă și jucându-mă foarte mult din perioada doctoratului cu biopolimerii, practic am reușit să dezvolt acest ambalaj și de asemenea eticheta. La o primă vedere, eticheta și ambalajul sunt simple și nu se disting de celelalte deja existente pe piață. Noutatea este că eticheta biodegradabilă poate fi înlăturată de produs doar cu un jet de apă, iar alimentele împachetate cu ambalajul antimicrobian nu au nevoie de conservanți pentru a se menține proaspete. Ambalajul în sine poate să fie aparte prin simplu fapt că el uh, uh, scutește oarecum producătorul în a introduce anumite substanțe antimicrobiene din categoria eurilor, euri pe care noi le ingerăm fără să știm și, de fapt, pot să aibă un efect negativ și asupra sistemului nostru metabolic. Dar, utilizând acest ambalaj, scutim producătorul uh, în a introduce aceste euri și oarecum aducem o siguranță și securitate alimentară consumatorului. Feedback-ul de la cercetătorii din străinătate nu a întârziat să apară. Dan Vodnar a fost contactat pentru a-și breveta invențiile la nivel internațional.